Pace Sfântă, dragi frați și surori, Domnul Iisus să vă binecuvinteze în seara aceasta. Ne bucurăm să fim din nou împreună. Așa cum ne vedeți în formatul acesta, împreună cu fratele păstor Relu Bahnaru de la Biserica Deo Gloria. Frate păstor, Domnul să vă binecuvinteze, mă bucur să vă avem din nou împreună aici cu noi. Eu sunt bucuros să fim împreună în această seară. Amin, amin. Ne bucurăm și totodată vreau să salut cu pacea Domnului Iisus Hristos pe fiecare din cei care ați intrat, 45 de frați, de surori până la ora aceasta, și fiecare dintre voi, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. În seara aceasta, așa cum am obișnuit, o seară în care ne vom ruga la final. Fratele păstor va face o rugăciune pentru cei care sunt bolnavi. Știți că este vinerea în care oamenii, în care frații, în care prietenii, în care toți cei care vin înaintea lui Hristos sunt vindecați. Pentru că aici fratele păstor va mijloci pentru cauzele care le vom citi. Și așa cum facem de obicei și cum știți, aducem o rugăciune de început, apoi fratele păstor prin cuvânt, apoi după aceea avem, după cum v-am zis, rugăciunea de final pe care o va face fratele păstor și eu voi citi cauzele pe care le veți scrie aici pe pagina de Facebook. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Eu nu vă cunosc și mulți dintre voi, nici fratele păstor nu vă cunoaște, dar este unul singur care vă știe pe toți și acela este Dumnezeu, Cel care nu vă părăsește și este lângă voi în orice strigare, în orice strâmtorare, acolo unde îl chemați. Amin. Ne bucurăm că putem să facem acest timp târziu, într-adevăr este târziu. Pentru ora României este ora 23, dar pentru ora Germaniei ora 22 și alte țări. Dar credem că timpul acesta este de folos. Și îi mulțumim Dumnezeu că îl putem face. Sunt situații când nu se mai poate face sau când nu s-a putut face. Dar îi mulțumim Dumnezeu că putem să fim aici. Și pentru noi este o bucurie. În primul rând să împărtășim gândurile noastre și gândurile prezenței lui Dumnezeu în seara aceasta împreună cu voi. Și să ne rugăm împreună cu voi. Ar vrea să fac o rugăciune în seara aceasta, frate păstor, apoi prin dumneavoastră o să vină cuvântul din timpul care va urma și totodată rugăciunea care va avea loc la final. Tată din ceruri, suntem în seara aceasta, în locul acesta, pentru că, Doamne, încă o dată ne-ai îngăduit Tu, Doamne. Și am văzut, Doamne Dumnezeule, că sunt situații când ai vrea să faci ceva și nu mai poți. Dar astăzi am primit binecuvântarea aceasta, Doamne, să stăm înaintea Ta. Bine. Și Tu să ne vorbești, Doamne. De aceea, Doamne, în seara aceasta strigăm către Tine, Doamne, nu ca niște copii, Doamne, care mereu auzim cuvântul și suntem fii neascultării, ci vrem în seara aceasta să fim fii ascultării, Doamne, a cuvântului Tău, Doamne, care să străpungă în seara aceasta orice inimă, Doamne. Și fie ca în seara aceasta, Doamne, pentru cei care vor striga înaintea Ta, pentru cei care vor rosti numele Tău, poate pentru prima oară, Doamne, pentru cei care vor chema numele Tău, Doamne, în rugăciunea lor, în boala lor, Doamne, Tu să-i atingi, Doamne Dumnezeule. Amin. Să vadă Tată din cerul că mai presus de toată lumea aceasta, de tot ce se vede, Doamne, este numele Tău. Și numele Tău, Doamne, nu este un nume fără valoare, ci are cea mai mare valoare, Doamne, în întreg universul acesta, Doamne.
Și Doamne Dumnezeule, ai spus că oricine va chema numele Tău, Doamne, va fi vindecat, pentru că Tu ești un Dumnezeu, Doamne, care asculți rugăciunile și te îndur, Doamne Dumnezeule, de cine Tu voiești în seara aceasta, Doamne. În seara aceasta, Doamne, îți mulțumesc pentru fratele păstor, Doamne, pentru timpul care și-l pune la dispoziție, Doamne. Nu este un timp ușor, Doamne. Dar Tu vei pune cuvânt, Doamne Dumnezeule, prin el, pentru că Tu, Tatăl din cerul, vei lucra și cum lucri mereu, Doamne, prin Dumnealui, Doamne. Și în numele Tău, Doamne Dumnezeule, îți mulțumim, Doamne, pentru el și te rog ca în seara aceasta, Doamne, să pui cuvânt, Doamne. Cuvântul Tău, Doamne Dumnezeule, în seara aceasta să fie prin el. Și prin ceea ce se va rosti, Doamne Dumnezeule, prin el, Doamne, să ajungă, Doamne, în inimile celor care vor, Doamne Dumnezeule, să... Doamne, să trăiască din nou, Doamne, poate în seara aceasta cu Tine, sau, Doamne, au auzit sau vor auzi pentru prima oară cuvântul Tău, Doamne. A văzut, Doamne, multe lucruri și multe încercări, Doamne, peste mulți, Doamne, dar Tu le vei opri, Doamne, din seara aceasta, Doamne, pentru că ești un Dumnezeu care te îndur, Doamne, și îți mulțumim pentru toate, Doamne, îți mulțumim, Doamne, Iisuse, pentru tot ceea ce faci pentru noi, Doamne. Glorificat să fie numele Tău, Doamne. Amin. Amin, amin. În seara aceasta, așa cum sunt aici cu fratele păstor, pentru cei care ați intrat mai târziu, fratele păstor Relu Bahnaru de la Biserica Deo Gloria, așa cum auziți, un frate păstor întârzia noapte, dar... mereu a fost cu mine împreună. Atunci când m-am adresat Dumnealui, niciodată nu m-a refuzat și a fost mereu aici împreună de a duce o seară împreună cu voi și totodată cu noi este Dumnezeu. Amin. Frate păstor, aveți cuvântul din seara aceasta. Aleluia, mulțumesc, frate Adi, ne rugăm și pentru tine ca Domnul să te întărească, să faci mai departe lucrarea, să o faci în sănătate, să o faci cu bucurie, să o faci cu putere, să o faci sub binecuvântarea Domnului și sub vindecare și ridicare constantă. Ne rugăm ca lucrul ăsta să fie o realitate și în viața ta. Amin. Vreau să vorbesc despre rugăciune, câteva lucruri și cred că fiecare din noi avem nevoie să învățăm, să fim stimulați, să fim motivați, să fim binecuvântați, să fim provocați la rugăciune. Pentru că dacă vom face aceasta, rugăciunea va aduce schimbări majore. Pentru că rugăciunea funcționează, doar că trebuie să știm de unde o luăm și să știm cum o facem, cum o încadrăm. Ea va aduce schimbări majore, va elibera, va izbăvi, va aduce la un alt nivel de viață și umblare prin Duhul Sfânt. Rugăciunea te va pune în poziția în care să nu mai ceri sfatul oamenilor, pentru că tu deja ai vorbit cu Dumnezeu. Și încetezi să mai vorbești cu oameni, să ceri de la oameni tot felul de soluții, oameni care au la fel de mari probleme, sunt în aceeași situație, care au aceeași poate mentalitate ca și ceilalți oameni din jurul tău și pe care oricum nici tu nu-i poți ajuta și nici ei nu te pot ajuta pe tine. Și astfel, în timp ce încetezi să vorbești cu oamenii și vorbești mai mult cu Dumnezeu, devii prietenul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Lui. Pentru că, vedeți, Avram a comunicat cu Dumnezeu și am să citesc câteva lucruri despre această comunicare constantă pe care o scrie Biblia în Evrei, capitolul 11, versetul 8. Prin credință a ascultat Avram când a fost chemat să plece și să se ducă într-un loc pe care urma să-l primească drept moștenire și a ieșit fără să știe unde se duce. Prin credință a stat el în țara promisă ca într-o țară străină, locuind în corturi cu Isaac și Iacov, care erau moștenitori, împreună cu el ai aceleași promisiuni, căci el aștepta cetatea care are temelii, al cărui arhitect și constructor este Dumnezeu. Prin credință a primit Sara puterea de a avea o sămânță, chiar dacă era stearpă, iar Avraam era înaintat în vârstă, deoarece
El l-a considerat credincios pe cel ce a promis aceasta. Amin. Amin. Avem acest moment în care Avram stă în fața noastră ca un exemplu. Și trebuie să înțelegem că a fi eficient în rugăciune presupune, sau mai bine zis, trebuie să ai credința. A nu avea credință, știi ce înseamnă? Înseamnă a insulta caracterul lui Dumnezeu. Uitați ce spune în versetul 6. Și fără credință este imposibil să-i fim plăcuți. Fără credință este imposibil să-i placă Dumnezeu. Poți să vii cu cântări, dar fără credință sunt de neacceptat. Poți să faci fapte bune, poți să faci tot felul de lucruri, poți să te rogi, dar rugăciunea fără credință nu este eficientă înaintea lui Dumnezeu. Așa că cumva insulta și a asalta pe Dumnezeu prin necredință că El poate să facă ceea ce tu l-ai rugat să facă, dar este exact lucru care se întâmplă așa de frecvent acum, când noi venim, Doamne făm, Doamne dăm, Doamne punem, dar noi nu avem doza de credință pentru ceea ce cerem. Noi cerem, Doamne, eu știu că Tu asculți, Tu ajuți pe copiii Tăi, Doamne făm, dar participațiunea mea trebuie să fie credința cu care vin înaintea lui Dumnezeu. Noi venim doar cu cereri, fără credință. Și repet versetul, din versetul 6 din Evrei 11. Fără credință este imposibil să-i fie plăcuți lui, pentru că oricine se apropie de el trebuie să creadă că el există și că îi răsplătește pe cei ce-l caută. Slăvit să fie numele lui. Când îl rugăm ceva, acesta este semnul că noi credem că el poate să facă acel lucru. Dragii mei, seara aceasta noi ne vom ruga. Și sunt foarte direct, foarte punctual, foarte franc cu dumneavoastră. Dacă scrieți biletul și, mă rog, sau tastați pe manualul calculatorului, așa cum ai scrie un bilet și îl trimiți la anvon, ca să se roage cineva pentru cauza ta. Când te rogi și ceri lui Dumnezeu ceva, trebuie Dumnezeu să uite ca la un semn cum că tu crezi că El poate să facă acel lucru în viața ta. Dacă m-ați înțeles, nu știu dacă m-ați înțeles. Nu doar că am nevoia, ci că eu am și credința care generează răspunsul lui Dumnezeu pentru nevoia pentru care îi cer intervenția sa. Deci eu n-am cerut nimănui ceva decât dacă am crezut că El poate să facă acel lucru. Eu nu știu, dumneavoastră ați cere cuiva să vă dea o sumă de bani sau să vă ajute la ceva. Ați mers cumva la un om care stă bolnav în cărucior. Dau un exemplu doar așa, un exemplu. Ați merge la o persoană care are un handicap locomotor sau stă într-un cărucior și a spune, hai vino să mă ajut să car frigiderul ăsta. I-ați cere lucrul ăla? Nu i-ați cere. I-ați cere cuiva care este zdravăn pe două picioare și despre care credeți că el poate să vină și să prindă serios la frigiderul pe care aveți să-l cărați. Cred că mă înțelegeți ce vreau să spun în seara aceasta. Vedeți? Sau ar fi ridicol să mergi la cineva să cer 50.000 de euro dacă nu ești convins că el are cel puțin atâți bani ca să-ți poată da ție. Crezi, când cer ceva cuiva, crezi că el are banii aia. Când îi cer ceva Domnului, gândiți-vă la lucrul acesta. Când îi cer Domnului, Doamne, vindecă trupul meu, înseamnă că tu crezi că el poate să facă asta. Sau așa ar trebui să crezi că el poate să facă acel lucru. Nu vă temeți să cereți lui Dumnezeu să facă ceva ce omul nu poate să facă. Deci prea des să-L limităm pe Dumnezeu la nivelul uman, crezând că El poate să facă doar ceea ce omul poate să facă. Le reducem pe Dumnezeu la un nivel la care ne așteptăm să ne facă doar acele lucruri pe care El le-a făcut altora.
Dar tu nu ești alții sau nu ești printre cei care Domnul le-a făcut? Ce i-a făcut? Vreau să gândești, Dumnezeu va face ceva nou pentru tine. Ceea ce face Dumnezeu are de-a face cu o rețetă unică, specială pentru tine. Cred că nimeni nu merge la farmacie și cere farmacistului, domnule farmacist, vă rog să-mi dați rețeta pe care i-ați dat-o la persoana a doua dinaintea mea și la persoana a patra dinaintea mea. Nimeni nu merge să ceară o rețetă făcută pentru altcineva, la farmacie cel puțin. Sau nu merge să luăm medicamentele pe care le-am auzit că le-a comandat cineva dinaintea noastră. Nu știu de ce de multe ori noi ne comparăm și venim înaintea lui Dumnezeu la modul ăsta. Doamne, dacă ai făcut la ăla, fă-mi și mie. Dacă ai dat cuiva, dă-mi și mie. Cum ai făcut cuiva, fă-mi și mie. Nu. Spune așa, Doamne, nu vreau altceva nimic în această seară decât ceea ce ai pregătit pentru mine. Aceea vreau să primesc. Haleluia. Este cineva cu mine în această seară? Haleluia. Cred că Duhul Domnului vrea să ne învețe câteva lucruri interesante. Cred că Duhul Domnului vrea să ne învețe cum să venim înaintea Lui, cum să folosim credința, cum să folosim ceea ce este atât de important pe lângă rugăciunea cu care de multe ori venim și îl asaltăm pe Dumnezeu. Repet, prea de multe ori cerem Lui fără să avem credința pe care trebuie să o avem când ne apropiem de El. Când venim în fața Lui și cerem ceva, trebuie să credem că El este Dumnezeul, slăvit să fie în numele Domnului. Și că El poate să facă ceea ce-i cerem. Așa că, dacă Domnul va face lucrurile noi pentru tine, va face ceva în tine pe care tu nu l-ai văzut la alții, gândește-te la asta, va face ceva în dreptul tău ce n-a făcut la alții. Nu știu dacă mai bun, mai puțin, încă mai scump în ochii tăi sau mai puțin prețios în ochii tăi, dar Dumnezeu va face ceea ce va crede El că este potrivit pentru tine. Binecuvântat să fie El. Și lucrurile trecute sunt în trecut, dar declar în această seară că Domnul va face lucruri noi pentru toți cei care sunt acum gata să întindă mâna, o mână a credinței. Cineva să spună amin. Și Domnul îți va face așa încât nu vei avea nici o denumire, nici nu vei ști cum să denumești lucrul respectiv. Din ce cauză? Pentru că nu l-ai văzut, nu l-ai observat la alții. Domnul va face în dreptul tău. Vei rămâne fără cuvinte, cu alte cuvinte. Aleluia! Dacă tu crezi, lucrarea Domnului în viața ta, ea îți va depăși așteptările pe care le ai cu privire la intervenția Domnului. În Evrei, capitolul 11, am citit aici, da? Ni se vorbește despre credință, niște zone foarte importante. Dacă vă uitați mai sus, începe cu Abel și modul în care acesta a folosit în credința. Apoi vorbește despre Enoch și cum el a fost mutat de pe pământ, a fost mutat ca să nu vadă moartea, iar prin credință a scăpat de moarte, da? Noi apoi a fost înștiințat de Domnul cu privire la lucrurile care încă nu se vedeau și plin de teamă sfânt a făcut un chivot, spune Biblia, adică o arcă. Este același cuvânt pentru chivot și pentru arca lui Noe. Este același cuvânt. Cofer. Cum avem noi cuvântul din limba română, cufăr. Cufăr. O cutie. Și realizăm că prin credință Noe a răbdat. A suferit, a răbdat, poate bagiocurile celor din jurul lui care îl considerau sau îl desconsiderau, mai bine zis. Aceeași credință care l-a ajutat pe Enoch să scape, aceeași credință l-a ajutat pe Noe să rabde. Apoi, uneori credința te scapă, iar în alte situații credința îți dă puterea să rabzi. Cineva să spună amin. Nu este o situație similară între copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu, repet, acesta e un principiu biblic și dacă îl înțelegem ăsta, este extraordinar. Aceeași credință care l-a ajutat pe Enoch să scape de pământul ăsta, să scape de moarte, l-a ajutat pe Noe să rabde, să treacă prin tot ce a avut de trecut ca să ajungă la pământul uscat și la pământul nou. Așa că Domnul nu l-a scos pe noi din probleme, dar i-a dat credință să le rabde.
uneori credința te scapă, iar în alte cazuri îți dă puterea să rabzi. Înțelegeți lucrul ăsta? Nu că Domnul și-o scurta mâna, nu că nu mai ești vrednic de intervenția Domnului, nu că Domnului nu-i mai pasă de tine, nu că ai păcătuit așa de tare certându-te cu soțul sau soția, sau cu copiii, sau știu eu cu cine, și acum Domnul își întors față de la tine. Nu poți face ceva în lumea asta ca să-L determine pe Dumnezeu să te iubească mai puțin decât la început. El te iubește cu aceeași putere, aceeași pasiune și a făcut totul ca să te aibă alături de El o veșnicie întreagă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haleluia! Eu sunt bucuros în seara asta. Mai este cineva bucuros cu mine în seara asta de ce a făcut Domnul pentru noi? Haleluia! De ce face Domnul pentru noi? Așa că atunci când ai credință ca și Abel, poți să te situezi deasupra celor ce operează în fire. Îți trebuie credință. Pentru că Biblia spune că Abel a adus o jertfă plăcută, iar Enoch a scăpat. Nu, iar Enoch a scăpat, da. Noe a răbdat prin aceeași credință. Când ajunge la Avram, însă este folosit un alt cuvânt. Spune, prin credință a ascultat Avram când a fost chemat. La Avram nu este vorba de ridicarea deasupra celor care sunt firești, nu este vorba de cei care scapă, nu este vorba de cei care rabdă. Credința operează diferit la Avram. Și haideți să vedeți cum operează. Operează într-un fel, folosind, Domnul folosește un cuvânt interesant, cuvântul chemat, cuvântul kaleo, este în limba greacă. Cuvântul chemat, scos afară, adus afară dintre ceilalți. Vreau să-mi spun un secret, așa ca o desconspirare, înainte de a dezbate tot subiectul. Biserica Domnului, cuvântul Eclesia, cuvântul care folosește Domnul Iisus Hristos pentru biserica, este eclesoi, klesos, kletoi, klesos, și cuvântul ăsta kaleo, care l-a folosit aici la Avram, în dreptul lui Avram, este un cuvânt care spune de cei care sunt scoși afară dintre ceilalți, cei care sunt aleși dintre ceilalți, cei care au făcut dovada de a fi pe placul lui Dumnezeu din toată lumea. Asta este, de fapt, cuvântul pentru biserică, comunitatea celor aleși, extrași de Dumnezeu, scoși din contextul uzual, din contextul lumesc, din contextul lumii și modului de viață a lumii, din sistemele lumii și pus deoparte. Asta înseamnă biserica. Chiar dacă cuvântul biserica, vă spuneam cu altă ocazie, vine de la Constantin, care a pus numele bisericii, a pus Basilica, Basilica, Basilica înseamnă, de fapt, casa împăratului. Basileus înseamnă împărat, iar Basilica, casa împăratului, el a dat casa lui, practic, pe Domnului. Și într-un fel, de atunci a rămas biserica fiind ca și casa celui care a dat-o, casa regelui. Până la urmă, Domnul e regele în biserică, până la urmă, nu-i mare greșeală să folosim metafora aceasta. Dar revin! Este foarte interesant textul din această zi și din această seară, o să vorbim cât putem din el. Poate vom continua data viitoare mai mult, dar acum vreau să vă spun despre faptul că atunci când credința ajunge dreptul lui Avram, este folosit cuvântul kaleo, pentru că atunci când a fost chemat să iasă și să meargă într-un loc în care își va primi moștenirea, spune Biblia, el a ascultat. Zice, el prin credință a ascultat, spune Biblia. Este într-un fel, el a fost chemat fără să știe. Biblia ce spune? N-a știut unde merge. N-a știut în locul în care se îndreaptă. Și cuvântul kaleo înseamnă a fi chemat, cum vă spuneam adineori. Aceeași credință care te ajută să scapi, te ajută să rabzi, te ajută să respiri, aceeași credință te va chema să ieși. Ieși. Te va chema să ieși din trecutul tău, din locul din care provii, din zona ta de confort. Să ieși din tot ceea ce ți se pare ție că este siguranță pentru tine și să mergi prin credință. Să ieși chiar din barcă, să ieși din contextul tău,
să ieși din lucrurile care îți sunt confort absolut, să ieși și să intri în lucrurile Lui. Nu poți lucra cu Dumnezeu rămânând în lucrurile tale. Nu poți sluji lui Dumnezeu stând în pozițiile tale sau în lucrurile tale sau în slujirile tale. Domnul te cheamă să intri în slujirea Lui. Și credința, ca Leo, vorbește în dreptul lui Avram, care n-a stat să negocieze, spune, dar unde, de unde ești, Dumnezeule? Vreau să te văd. Unde mă trimeți? Unde să mă duc? Cine mă va asigura? Cine se va îngriji de mine? Cine va da să mănânc? Cine va da să hrănesc animalele? De unde? N-a pus nicio întrebare de genul ăsta, Avram. A ascultat. Pentru că atunci când vine dreptul lui credința, Dumnezeu vrea să ne arată cum operează credința în dreptul lui Avram. După ce a folosit, de exemplu, pe Abel, pe Noe, pe Enoch, Domnul le aduce în fața noastră pe Avram. Acum, această credință te va chema să ieși din trecutul tău, să ieși din locurile tale, așa cum am spus, da? Credința te cheamă pur și simplu să ieși cămăruța ta, din timiditatea ta, din teama ta, din nevoia ta de a te integra. Unii simt nevoia să se integreze și consideră că trebuie să facă ceva, trebuie să facă ceva prin puterile lor. Dumnezeu vrea să-ți vorbească acum, Dumnezeu vrea să spună ție acum că credința ta te cheamă să ieși. De multe ori nu trebuie să încerci să te mai adaptezi. Știi ce înseamnă adaptare? Când nu mai poți, chiar așa cum ai vrea, tu te adaptezi după cum ți se oferă ție situația. Domnul vorbește acum despre o credință care te va scoate din ceea ce poate a fost pentru tine tot timpul un motiv de binecuvântare chiar, sau de prosperitate. Domnul te cheamă ca să te ducă în ceea ce definește El a fi prosperitatea. Chiar atunci când te cheamă să ieși din familia ta, din mediul tău înconjurător, din locul de unde provii, credința te cheamă și ea te deosebește de ceilalți. Credința te face deosebit de ceilalți. Urmăriți! Oamenii ne detestă, ne contestă, poate stuchesc, dacă să folosesc așa un cuvânt, cum face mâța la noi, când te apropii de ea, pe baza faptului că avem credință. Noi spunem credincioși sau necredincioși. Adică nu sunt chiar necredincioși oamenii de care vorbim, nu sunt chiar în opoziție la modul ăsta, dar credința asta care te califică a fi credincios îi zgândără pe unți, îi supără pe mulți, îi deranjează pe mulți. Și faptul că tu îl crezi pe Dumnezeu te deosebește de ceilalți. Și Dumnezeu vrea să se vadă asta. Da? Dumnezeu vrea să se vadă asta. Avram era dintre neamuri, dar datorită credinței sale, credincioșiei sale față de Domnul, el a fost pus într-un legământ, prin credință. Și vreau ca cineva să spună amin. Sunt patru lucruri pe care vreau să le înțelegeți, înainte de a merge mai departe. Abel a adus jertfe, Enoch a fost scăpat, a fost luat de aici, a fost răpit. Vedeți cum a operat credința la Enoch? Prin răpire. Noe a răbdat, iar Avram a fost chemat să iasă din casa lui spre izbăvire. Când o menționează acum însă pe Sara, în versetul 11, prin versetul 11, un întreg mecanism este implicat, pentru că și Sara, prin credință, a primit ceva. A primit o putere. Știți ce putere a primit Sara? A primit puterea să zămislească. Așa spune Biblia. Puterea de a avea o sămânță, de a genera, puterea fecundității, de a naște. Și mi-ar place să spună cineva după mine, să zămislească, să poată naște. Când e vorba de zămislire, ni se vorbește despre embrionul. Despre ceea ce vreau să vorbesc în seara aceasta este vorba despre embrionul rugăciunii.
Spuneți după mine, embrionul rugăciunii. Aici este vorba de ceva puternic. Toți ceilalți au crezut, dar când a venit vorba de Sara, vorbim despre a doua dimensiune a credinței. Această dimensiune constă în trecerea de la a crede la a începe să zămislești ceea ce ai crezut. Mai întâi trebuie să crezi, dragii mei. Apoi trebuie să zămislești. După ce zămislești, apoi trebuie să primești. Trebuie să îl vezi în ființă. Dacă nu urmezi acești pași, vei vorbi mereu despre un lucru pe care nu-l ai. Înțelegeți ce vreau să spun în seara asta? Spune despre o inimă care crede. Deci, dacă crezi, poți avea tot ceea ce ai așteptat să se întâmple în viața ta. Nu un cap care o crede, este vorba de o inimă. Nu e vorba de un creier care crede, e vorba de o inimă. O inimă care crede. Unii cred sau încearcă să creadă cu mintea lor, dar trebuie să ai credința care e localizată în inima ta. Trebuie să ai credință în inimă. Biblia spune că prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, spune Roman capitolul 10, versetul 9 și 10. Dacă mărturisim pe Domnul și credem în inima noastră pentru că a fost înviat, da? Vom fi mântuiți, spune Biblia. Nu numai în ce privește viața veșnică, ci vom fi mântuiți de orice. Trebuie să fie o legătură între gura care mărturisește și inima care crede. Gura care mărturisește și inima care crede. Credința din inima ta va zămisli binecuvântările lui Dumnezeu în viața ta. Repet, credința din inima ta va face acolo să începe să gesteze, să ființeze binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta. Nu poți să-ți convingi inima să creadă, să știți. Nu-ți convingi tu inima să creadă. Unii încearcă să ajungă la inimă prin mintea lor, prin convingeri. Prin credință sunt vindecat. Doamne, cred, sunt vindecat. Și credem că dacă repetăm suficient de mult și de tare, vom crede lucrul ăsta. Nu așa se întâmplă. Trebuie să ai o inimă care crede, o inimă care e convinsă că Dumnezeu poate să facă lucrul acela în viața ta. Nu doar ca să-l folosești ca pe un ritual sau să-l folosești ca pe un cuvânt care, știu eu, așa, abracadabrant, abracadabra, cuvânt magic, și ceva se întâmplă. Dacă folosesc cuvântul credință, Dumnezeu trebuie să fie sensibilizat. Nu așa. Trebuie să ai o inimă care crede, o inimă care e convinsă că Dumnezeu poate face acel lucru în viața ta. Ca să ai o inimă care crede, înainte să te rogi, trebuie să fii mers suficient cu Dumnezeu. Ca să ajungi să ai o inimă conformă cu acel nivel cu care tu încerci să operezi. Biblia spune că Sara prin credință a primit putere să zămislească cu toată vârsta ei trecută. Și mă bucur că nu s-a oprit acolo. Și continuă. Fiindcă a crezut în credincioșia celui ce făgăduise. Pentru că a crezut, spune, pentru că a crezut în credincioșia. Ca să cunoști credincioșia cuiva, trebuie să umbli cu el. Trebuie să experimentezi pe acel care ți-a dovedit în mai multe rânduri că el, de fapt, este acolo la îndemână, este aproape de tine. Și a durat ceva până a ajuns la acest nivel. Nu devii credincios la modul ăsta peste noapte. Trebuie să treci prin niște situații și circumstanțe înainte să vezi credincioșia lui Dumnezeu. Biblia spune că i-a zămislit fiindcă a crezut în credincioșia celui ce făgăduise. Inima era de plin convinsă că Domnul are puterea să facă acel lucru. Nu a putut zămisli până când nu a avut o inimă care crede. Repet, Sara n-a putut să zămislească, n-a putut să rămână însărcinată până n-a avut o inimă care crede. Unii dintre voi încercați să zămisliți ceva, poate?
Dar poate că nu aveți o inimă încrezătoare în cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a spus și l-a lăsat în cuvânt în Biblie. Fie că este vorba de bunăstare sau fie că este vorba de vindecare trupească, știu că sunt mulți care au tot felul de nevoi, de trebuințe. Dacă n-ai o inimă încrezătoare, nu o să poți zămisli niciodată. Unii poate au greutăți în zămislire, pentru că în adâncul inimii lor nu cred. Nu cred. Adică e ca și în vorba aceea când spunea cineva: Doamne, mă rog să dai la o parte muntele acesta. Doamne, mă rog, Doamne, să se oprească ploaia. Și când deschide ochii, fratele deschide ochii, să uite în jur, tot plouă încă. Am știut eu că nu o să plouă, nu o să se oprească ploaia. Și atunci, dacă ai știut, de ce ai proclamat ceva ce nu ai crezut suficient de mult în inimă? Vreau să vă aduc la cunoștință câteva lucruri care sunt importante ca să le știm și să le luăm ca principii de viață care ne vor ajuta și vor face eficientă rugăciunea noastră, dragii mei. De aceea de multe ori ne rugăm, poate de multe ori și poate luni sau ani de zile pentru câte o situație, câte o cauză. Și noi confundăm dorința cu credința. Faptul că dorim să se întâmple ceva nu înseamnă că avem credința că acel lucru să se întâmple. Este diferit. Și vă spuneam despre lucrul acesta: dacă nu avem o inimă încrezătoare, nu o să putem să zămislim niciodată. Pentru că de multe ori în adâncul inimii există necredință. Vreți să credeți? Sună bine. Da? Să credeți. De fapt, vreți să zămisliți, vreți acel lucru, dar nu aveți credință cu privire la acel lucru. Și până când nu treci prin suficiente lucruri ca să ai o inimă încrezătoare, nu vei ajunge să zămislești acel lucru în viața ta. Când Domnul a venit de prima dată la Sara, de fapt la Avram, ca să-i spună că va avea un fiu, credința Sarei nu era dezvoltată suficient ca să zămislească. Biblia spune că s-a ascuns după ușă și a râs în inima ei. Auziți? Nu s-a găsit credință în inima ei. Și a fost hilarul, adică i s-a părut amuzant. Nici nouă de multe ori nu ne vine să credem ceea ce cerem Domnului. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dragii mei. Eu sunt convins că sunt așa de multe lucruri pe care dorim ca Dumnezeu, în care dorim ca Dumnezeu să intervină. Sunt așa de mari nevoi. Dar rugăciunea noastră de multe ori nu este eficientă, dragii mei. Adică eu mă rog împreună cu dumneavoastră și aducem o rugăciune de învoire. Dar trebuie să veniți dumneavoastră care aveți problema pe care o aveți, care vreți să o duceți înaintea Domnului, să veniți cu acea doză de credință. Doamne, eu cred, eu am văzut de mai multe ori cum Tu ai acționat în viața mea. Doamne, în seara aceasta, într-un mod nou și proaspăt, îți cer doar ceea ce ai pentru mine, răspunsul pe care Tu l-ai cu privire la mine, acela vreau să-l primesc, Doamne. Dumnezeu poate și Dumnezeu vrea. Și când revin la Sara, care s-a ascuns după ușă și a râs în inima ei, uneori când Domnul spune că ce vrea să facă, tu râzi în inima ta, înseamnă că tu nu crezi suficient încât să zămislești. Vedeți? Și Domnul întreabă: de ce ai râs, Sara? Și ea a mințit. Ea a mințit. Domnul voia să o folosească cu putere, să o crească la nivelul următor. Dar ea râdea și mințea. De ce ai râs? Mă bucur că Dumnezeu nu te abandonează așa cum fac oamenii. Domnul n-a abandonat-o pe Sara. Dacă eram eu în situația aia și aș fi știut că în inima ei râde în timp ce i-aduc o veste extraordinară, nu știu cum m-aș fi purtat. Ea a râs, însă Domnul voia să-i spună ce voia să facă. Apoi ia minte cu privire la nivelul ei de credință, amintit despre credincioșia ei față de Domnul. Aici e problema. Prin atitudinea ei a dovedit de fapt că ceea ce spunea era disonanță cognitivă între ceea ce spunea ea și ceea ce era în inima ei față de Domnul. Și de multe ori și noi poate nu ne purtăm onest și nu vreau să spun cuvântul minciună, că mințim înaintea Domnului cu privire la nivelul de credință. Poate zicem că n-am râs. Dar când Domnul le spune planul său, zicem, desigur,
Când el spune că vei avea afacerea ta sau că Domnul va face ceva măreț, da, sigur, știu, știu, o să fie așa cândva, poate cândva o să fie. Când el spune că ți-a umflătura de la gât, da, 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 o să fie, Doamne, cred, o să fie cumva, dar nu înțelegi că în momentul ăla când Domnul vrea să facă ceva, tu trebuie să muști, să nu mai stai mult la să prinzi lucruri pe care Dumnezeu vrea să-l spună. Că dacă îl lași, el se poate dezvolta în dubiu sau în îndoială sau o inimă îndoielnică. Când Domnul treabă pe Sara, de ce ai râs? Ea îi spune, n-am râs. O Domnul spune, totuși, Sara, totuși, ai râs. Nu bagă în seamă ce ai făcut pentru mine. Nu bagă în seamă problemele și nu-ți bagă Domnul în seamă problemele care le faci sau minciunile sau neadevărurile sau înșelăciunile sau multe, multe alte lucruri cu care noi ne confruntăm. Dar totuși Domnul spune, totuși la vremea potrivită, Sara, mă voi întoarce la tine. Și ce spunea Domnului Sara? Încă nu-i timpul. Sara, dacă ai fi crezut, era acum timpul pentru tine. Știi ce, Sara? Te-am ascultat, te-am provocat, ți-am dat un cuvânt profetic. Trebuia să iei cuvântul, nu să râzi de el. Nu știu dacă vorbesc cuiva în seara aceasta. Poate sună dur, poate, mai ales după o perioadă în care nu ne-am văzut săptămâni de zile, în ultimele săptămâni, decât acum 2 săptămâni și după aia înainte a fost o pauză. Vreau să vă spun că vă iubesc și vă spun că sunteți oameni importanți și prețioși pentru noi, pentru mine. Cred că și fratele Adi vă iubește și vă prețuiește din moment ce fiecare vineri seara se pune deoparte pentru lucrarea aceasta. Și noi vrem să treceți de la nivelul de gândire pasivă la nivelul credinței active, dragii mei. Este scopul pentru care stau în fața dumneavoastră în seara aceasta. Și sunt convins că dacă ne vom ruga la modul ceea ce învățăm acum, cred că Dumnezeu ne va ajuta Dumnezeu se va preta la ceea ce cerem noi, pentru că noi vom învăța să venim înaintea Lui cu credință și ceea ce aducem înaintea Lui cu credință va face diferența în răspunsul pe care îl vom primi. Amin? Amin. Vedeți, Domnul îi spune, la vremea potrivită Sara mă voi întoarce și Domnul îi spunea de fapt, încă nu-i timpul. Mai fă o tură de alergare, Sara. Trebuie să mai exersezi un pic. Pentru că în inima ta nu crezi că eu sunt credincios. Aș putea să fac asta acum, Sara. Dumnezeu este suficient de puternic să facă în clipa care vorbește. Dar ne mai lasă să facem o tură de o săptămână, de o lună, poate de un an. Până în inima noastră crește nivelul înțelegerii a faptului că El e credincios și când spune un cuvânt, nu există mișcare, umbră de schimbare în El, slăvit să fie numele Său. Că atunci, gândește-te, când a vorbit Domnul ultima oară și te-au trecut fiori și ai zis, Doamne, ăsta e cuvântul Tău pentru mine, îl iau, Doamne, pentru mine. Doamne, las ca cuvântul să se lucreze și să șlefuiască și să șeipuiască, să facă, Doamne, să profileze, Doamne, credința de care este nevoie pentru solicitarea pe care o am înaintea Ta. Sunt suficient de explicit, dragii mei, în seara aceasta? Pântecele credințe, dragii mei, de multe ori nu este gata să zămislească. Pântecele credinței noastre nu este gata să zămislească. Domnul îi spune, va trebui să aștept până când mai completezi un ciclu. Și când am mai trecut prin niște experiențe de viață suficiente încât să mă consider credincios, când ai mai trecut prin nivele de înțelegere în care ai văzut că poți fi credincios, zice Domnul, voi veni din nou și vei putea să zămislești atunci. Apoi spune Biblia, prin credință Sara a primit putere. Cineva să strige după mine putere. Cineva să strige cu mine putere. Aleluia! Îți trebuie putere pentru a zămisli. Când cuvântul Domnului vine la tine,
vine ca tu să poți zămisli, să poți rămâne însărcinat cu acel lucru. Acel lucru să înceapă să se dezvolte, să se dezvolte în tine. Haleluia! O corelare. Când începi să-L crezi pe Dumnezeu în inima ta, trebuie să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui este sămânța care aduce zămislirea în pântecul credinței din ființa ta spirituală. Când el spune că când spune Biblia că a primit putere să zămislească sămânța, înseamnă că pântecul credinței sarei deja era destul de dezvoltat. Domnul a promis ceva, ea s-a încrezut în sămânță și nu a abandonat-o. Atinge-te de cineva și spune, ține-te bine, ține-te bine. Dacă Domnul a spus că va face un lucru, atunci îl va face. Înștiințează pe cineva de lângă tine. Dacă Domnul a spus un lucru, că ți-a profețit un lucru, ți-a promis un lucru, să știi că Dumnezeu nu întârzie niciodată în împlinirea promisiunilor sale. Noi suntem prea pripiți. Noi nu avem răbdarea. Noi nu distingem vremurile. Dar când Domnul pune în noi și ființa noastră zămislește credința, embrionul rugăciunii, veți vedea cum tot ceea ce cerem, cerem în acord cu voia lui Dumnezeu. Haleluia! Slăviți să fie numele Domnului! Încă o dată eu sunt bucuros în această seară. Sunt bucuros că pot să împărtășesc cuvântul împreună cu dumneavoastră aici și cred că Dumnezeu are un cuvânt proaspăt pentru cineva în această seară. Aleluia! În această noapte, dacă vreți. Dacă Dumnezeu a spus că va face un lucru, atunci îl va face. Mai spun încă o dată, dragii mei, ca să știți că nu e de glumă. Dacă Domnul a spus că va face un lucru, atunci îl va face. Deci Domnul nu are nevoie să te mai pregătească. El când spune acum intervin, el este gata. Este gata să intervine, este gata să facă. Domnul nu se grăbește să te binecuvinteze. El este gata să o facă. Deci el nu se pregătește, el este gata oricând. El nu este gata să te vindece, el este gata să o facă. El nu trebuie să se pregătească cumva în sensul că îi trebuie o pregătire cum ne trebuiește nouă când unii se pregătesc pentru cina Domnului, alții se pregătesc pentru nu știu ce eveniment sau cum ne pregătim noi pentru predică. Pregătesc eu pentru predică sau pregătesc alții o cântare. Dumnezeu este gata în orice moment să facă un lucru în viața ta. Slăviți să fie numele Domnului. Lui nu trebuie să exerseze lucrurile alea. Mie îmi trebuie lucrurile acelea. Vedeți? Așa că Domnul nu se pregătește, repet, să te binecuvinteze. El este gata să o facă. Domnul nu se pregătește să dea lucru și ia până face lucrul ăla. Nu, El este gata și are pentru tine pregătit. Poate tu ești gata să zămislești, dar Domnul nu se pregătește să te binecuvinteze. Nu face eforturi în plus Dumnezeu. Dumnezeu nu-i trebuie timp de pregătire lui Dumnezeu. Ca să-ți dea ceea ce ai tu nevoie. El e gata să te binecuvânteze. Chiar acum, slavă Domnului, poți zămisli tu în inima ta credința? El este gata să-ți dea chiar acum răspunsul rugăciunii făcută cu credința care zămislește în inima ta. Dacă nu poți imagina acel lucru, dacă nu poți face o idee cu privire la acel lucru, vreau să spun că nu poți primi ceea ce nu poți imagina. Nu poți primi ceea ce nu-ți poți imagina. În special pentru cei care sunteți în lucrare și care slujesc într-un fel sau altul, fie că este vorba despre vindecare trupească, străpunge, poate ai nevoie de un răspuns, de o intervenție financiară deosebită, dacă tu nu te vezi ieșind din acea situație, nu vei ieși de acolo. Pentru că credința îți dă poza situației care se va întâmpla. Tu ai viziunea lucrului care se va întâmpla
credință înseamnă să ai poza. Că Dumnezeu a făcut lucrul ăla și urmează să se întâmple viața ta. Când te rogi pentru copiii tăi și copiii poate sunt mici sau încă n-au crescut sau sunt departe sau au plecat de acasă sau sunt departe de Domnul, când te rogi, vezi cu Biblia sub braț, vezi deja, uite-te la ei și vizualizează-i cum stau și cântă în fața bisericii, cum stau și predică la amvon, cum stau și se ridică în biserică și se roagă și biserica este înflăcărată, roagă-te la modul ăla! Dumnezeu va face copiii să vină spre ceea ce ai văzut deja. Haleluia! Haleluia! În special pentru cei care sunt în lucrare, am spus, gândiți-vă la aspectele astea, este foarte important. Dacă tu nu te vezi ieșind din acea situație, nu vei ieși de acolo. Dacă nu vezi cancerul ieșind din trupul tău, dacă nu te vezi simțindu-te bine atunci când te trezești, dacă nu vezi rănile vindecate sau iritația pielii care dispare de pe trup și nu-ți vezi pielea curată ca și când n-ar fi fost nimic, dacă nu vezi, nu poți primi. Dacă nu te vezi căsătorit, dacă nu te vezi iubit de cineva, dacă tu nu te vezi important, nu vei avea acele lucruri, pentru că nu te poți vedea în acele situații. Dacă nu te vezi, atunci nici nu poți să o primești. Spune cumva de lângă tine, dacă e acolo, cred asta, sunt gata să cred asta, cred asta. Aleluia, aleluia. Spune-i, îmi imaginez asta, primesc asta, voi primi, este pe drum spre mine lucrul acesta. Vindecarea vine spre mine, răspunsul vine spre mine, persoana pentru care mă rog vine spre mine. Haleluia, primesc, Doamne, îmi imaginez asta, mă văd umblând, văd copii absolvind, văd asta în viața mea, mă văd fiind împlinit. Unii poate dintre voi sunteți legați de durere, de eșec, nu puteți ieși de acolo pentru că nu vă puteți vedea ca fiind fericiți sau împliniți sau vindecați sau cu problema rezolvată. Vă întrerupeți poate propria fericire, propriul succes prin atitudinea aceasta, propria împlinire, propria binecuvântare, propria vindecare. Pentru că știți ce? Vă așteptați ca oamenii să nu vă placă, vă așteptați să aveți probleme, vă așteptați să fiți respinși. Nu uitați, primiți ceea ce credeți. Am dreptate oare? Știți? Și frica și credința vorbesc de același lucru. Că ceva se va întâmpla cândva. Dar credința vorbește ca fiind platforma lui Dumnezeu pe care El le cheamă, iar frica vorbește ca fiind platforma celui rău care caută să ne inducă stările sale de a crede în necredință într-un fel. Dragii mei, mă apropie de final, este deja timpul trecut. Nu uitați, primiți ceea ce credeți. Abel a crezut, Enoch a crezut, Noe a crezut, Avram a crezut. Sara însă a trecut la nivelul următor. Ea a zămislit. M-am săturat, dragii mei, să cred și să nu zămislesc. M-am săturat să cred și să nu zămislesc. Să zicem că un cuplu își dorește un copil. El îi spune, draga mea, a sosit timpul să avem un copil. Suntem căsătoriți. Suntem căsătoriți de ceva timp, am realizat multe împreună și cred că suntem în stare să purtăm de grijă unui copil. Suntem pregătiți, avem o cameră în plus, avem tot ce ne trebuie, avem hăinuțe, jucării, cred că suntem pregătiți deja. Dar a crede nu înseamnă a concepe. Repet, a crede nu înseamnă a concepe sau a zămisli. Între a crede și a zămisli sau a concepe un lucru, trebuie să fie niște umblări, niște lucruri care trebuie să se întâmple, niște experiențe, niște fapte care să aibă loc între a crede și a zămisli.
De aceea Biblia spune, credința fără fapte este moartă. Aici ai de-a face cu credința care, dacă nu are fapte, nu poate produce rezultate. Atunci când crezi ceva, trebuie să începi să faci ceva ca să înaintezi în lucrul pe care îl crezi. Pe măsură ce înaintezi pe lucrul acela, ți-l poți imagina din ce în ce mai mult. Din această cauză, vezi, viziunea ta trebuie să fie din ce în ce mai strălucitoare până ajunge ca strălucirea zilei, spune Biblia. Desăvârșită. Pe măsură ce lucrezi, ar trebui să spui, văd acel lucru. Pe măsură ce lucrezi, crește și nivelul de credință. În timp ce lucrezi, în timp ce acționezi, ești în timp ce devii. Este logo-ul Bisericii de Ogloria. Biserica de Ogloria, ne spunem despre noi frecvent asta, că biserica este locul în care ești în timp ce devii. În timp ce devii, tu trebuie să, ca să ajungi de la ceea ce ești, la ceea ce devii, tu trebuie să acționezi. Ești într-o acțiune constantă. Nu este ceva care se întâmplă de la sine. Este locul în care devii. Dar nu trebuie să te gândești tot timpul, măi, o să fiu cândva ceva, sau o să slujesc într-un anume nivel. Tu trebuie să faci așa cum ești, cu ceea ce poți acum, ce ai în mână acum. Să-i slujești Domnului, slăviți să fie numele Domnului. Și trebuie să spui mereu, văd acel lucru. Sunt pe cale să intru în acel lucru, să intru în promisiune, să intru în binecuvântare, să intru în vindecare. Pe măsură ce înaintezi, îl poți imagina din ce în ce mai mult. La început e departe și în ceață, poate nu vezi decât o umbră. Dar pe măsură ce înaintezi, îți pare tot mai clar. Atunci poți vedea tot mai clar acel lucru. De aceea pe diavol nu-l deranjează dacă tu crezi atât timp cât nu concepi nimic în tine. Nu-l deranjează dacă tu afirmi tot felul de proclamații ale credinței, dacă în tine nu se concepe, nu se zămislește embrionul. Poți striga, poți dansa ca să exprimi credința, dar nu primești nimic până nu-ți imaginezi acel lucru. Atinge pe cineva și spune, îmi imaginez vindecarea, îmi imaginez acel lucru pe care îl cer, îmi imaginez că spatele meu se va vindeca, îmi imaginez că stomacul meu se va vindeca, că voi mânca lucruri pe care acum doctorul mi-a spus că nu le voi mânca, îmi imaginez că voi intra în promisiunea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o când am fost tânăr, când am fost copil, mă urmărește acea promisiune. Dumnezeu va aduce aceasta la rodire și se va întâmpla. Și o văd tot mai clar. Afirmă lucrul acesta, la modul acesta, în timp ce înaintezi. Vedeți, dacă stai lângă cineva care își poate imagina, atunci stai lângă cineva care a strigat un lucru înainte ca acesta să fi venit. Care a chemat un lucru înainte să fi venit. Dacă stai lângă cineva care operează în credință, stai lângă cineva care, de fapt, a văzut lucrul și l-a chemat și l-a luat asupra lui, l-a luat în viața lui. Vedeți, oamenii aceștia laudă pe Dumnezeu pentru lucruri care nu se văd. Da. Dacă lauzi pe Dumnezeu pentru un copil care nu s-a născut încă, deja încep să și dacă o faci prin credință, înseamnă că deja se concepe ceva în ființa ta. Nu e încă niciun copil, încă nu e niciun pătuț, încă n-ai niciun motiv să încălzești laptele, dar pe dinăuntru este deja conceput ceva care a luat naștere în pântecele Duhului acelor persoane și nu-i vor da drumul. Și poți să spui că lucrul acesta este în mine, este în mine, este în mine, deja încep să simt că Dumnezeu, cumva în cuptorul interior, în creuzetul inimii mele, Dumnezeu operează și crește măsura de credință care va face ca rugăciunea să germineze și să aducă răspunsul pentru care stau de atât timp înaintea Domnului. Haleluia! Pune cuvântul lângă mine, e în mine! Spune cuvântul lângă tine, este în mine, îmi imaginez, este în mine. Văd acel lucru, îl visez, îl rostez, umblu în el, e în mintea mea, este în duhul meu, în venele mele, în oasele mele, în țesutul meu. A cuprins toată ființa mea, a afectat modul în care mănânc, dorința mea după cuvânt, dorința mea de a veni la biserică, dieta mea, structura mea, hobby-urile mele, timpul meu liber. Totul este afectat de acest gând și fapt că eu văd prin credință. Cineva să spună, haleluia, haleluia, haleluia.
Atunci când deja ai ajuns aici, atunci poți să vin și să spun cuiva, poți să mergi deja la îngrijirea prenatală. Chiar dacă nu se vede deja, nu se vede lucru, se vede pe tine că tu deja ai crezut și credința asta deja a adus în ființă. Și l-a pus pe bebelușul ăla deja acolo, în uter, deja e acolo, e acolo. Vorbesc acum despre concepția unui copil, care poate nu vine mult timp și stai înaintea Domnului pentru ca el să vină. Datorită sarcinii trebuie să mănânci mai bine, trebuie să ai mai mult cuvânt în tine, trebuie să ai o dietă corectă, trebuie să umbli într-un nivel mai adânc de ungere, acum trebuie să ai o viață echilibrată pentru că tu porți ceva. Biblia spune că cel ce seamănă cu lacrimi va se cera cu cântări de bucurie. Pune-i cuiva de lângă tine, port lucrul ăsta în mine, port deja, port, îl simt lucrul acela, port în trupul meu, în somnul meu, în visele mele, în perspectiva mea, în mintea mea, în inima mea, în finanțele mele, în gândirea mea, este lucrul ăla. Cu asta are de-a face credința. Dacă credința pentru mine numai când am spus, Doamne, pe rugăciune, pe genunchi, fă-mi, Doamne, drege-mi și după aia mă duc chiar în treaba mea, nu cred că a fost credința. Nu cred că a fost credința acolo. Haleluia, haleluia, haleluia. Port acel lucru în trupul meu, în somnul meu, în perspectivele mele, în mintea mea, în gândurile mele. Pune cumva de lângă tine, roagă-te. Așa vei naște, roagă-te, așa vei naște ceea ce porți, vei da naștere prin rugăciune, așa ți se rupe apa și se va ușura durerea, prin rugăciune, nu prin prieteni, nu prin ajutoare, nu prin a vedea calea de sfârșit, ci prin rugăciune, spune-i vecinului lângă tine, roagă-te, rămâi perseverent, constant, te rogi pentru că porți în tine ceva care este mai important decât tine, ieși din zona ta de confort. Ieși din rugăciunile tale obișnuite, făcute atunci când nu purtai nimic. Este una să te rogi când ai în tine zămislit și alta când nu e nimic în tine. Pentru ceea ce porți, roagă-te, va trebui să te trezești mai devreme dimineața, pentru ceea ce porți în duhul tău, în adâncul ființei tale, va trebui să-L chem pe Dumnezeu, va trebui să treci peste confortul tău și să te rogi, da? Să te trezești mai repede dimineața, să te culci mai târziu seara, spune cuiva de lângă tine, roagă-te ca să treci de la a concepe la a primi. Una să crezi, alta să concepi sau să zămislești și alta să naști sau să primești. Poți să am un amin? Copilul începe să vină singur. Vine pe cale, fără efort. Copilul vine deja. Problema a fost doar până acolo, la concepere. Băi, tu nu mai trebuie să faci nimic. Ca să treci de la concepere, cum am spus, la a primi, copilul începe să vină singur. Ceea ce tu porți va veni singur. Ceea ce Dumnezeu a pus în tine va veni singur. De îndată ce ai spus, aceasta este o zi în care mă ridic și mustru problemele. Pentru că acești copilul ăsta se va naște, mustru situația care acum nu este, nu văd nimic acum, dar eu afirm că copilul se va naște. Când ești pregătit, nu e suficient să te relaxezi, să spui doar, bine copile, haide, unii din noi poate așteaptă și spun, dacă Domnul a zis să vină, să vină. Dacă Domnul a vrea să vorbesc în limbi, o să vorbesc. Dacă El ar vrea ca eu să am o viață mai bună, mi-ar da o viață mai bună. Mi-ar face Domnul. Adică să stau așa și să primesc mura în gură. Domnul face, dacă o zis că așa, dacă Domnul a zis că vrea să mă vindece, o va face El. Nici o mamă nu se poate relaxa și să o ia ușor. Când ești gata, copilul va veni, să știți. Când copilul se naște, mama va trebui atunci să și împingă. Nu-i simplu. Și la naștere. Ai de-a face cu efort din partea amândorora. Și copilul se împinge și mama participă. Dumnezeu vrea să binecuvânteze pe cineva. Ce este în tine va ieși în curând. Nu poți fi pasiv. Trebuie să plece în rugăciune și să fii în presiune. Da? Trebuie să folosești puterea Duhului Sfânt. Să-L chemi pe Domnul așa cum nu ai chemat niciodată până acum, să-L folosești de tot ceea ce Duhul Sfânt a pus în tine, trebuie să folosești sângele Domnului, să mustri pe cel rău, nu te poți relaxa,
chiar dacă ești deja, ai conceput și ai în viața ta lucrurile acestea, trebuie să împingi, trebuie să-i dai, toate lucrurile care te mai opreau, să dai la o parte și să spui gata, sunt gata să iasă afară lucrul acela, sunt gata ca să primesc cuvântul lui Dumnezeu care va duce la vindecare deplină, sunt gata să primesc tot ceea ce Dumnezeu a promis că face, sunt gata să bătesc prețul, sunt gata, tot ceea ce este în mine Dumnezeu va scoate afară, sunt convins, n-am să plec din lumea aceasta fără ca să împlinesc mandatul pe care Domnul l-a adus cu privire la mine. Pentru că undeva adânc în duhul meu, adânc în ființa mea, Duhul lui Dumnezeu a germinat și Duhul lui Dumnezeu a făcut să apară lucrul pentru care m-am rugat. Dragii mei, închei cu acest lucru, cu acest cuvânt, am trecut mai mult decât am dorit să spun, să vorbesc. Cred că Domnul în această seară a dorit să provoace ca fiecare din noi să avem un pântec pregătit pentru ceea ce El vrea să aducă afară prin viața noastră și din viața noastră. Și cred că au fost câteva lucruri aici care am simțit că este important să le spun, pentru că nu să ne rugăm rugăciuni, ci să ne rugăm până când ne rugăm rugăciunea care atinge inima Tatălui. Și acea rugăciune este rugăciune făcută cu credință, pentru că doar rugăciunea duce la zămislire și zămislirea va aduce în ființă lucrul pentru care ne-a rugat. Mă rog, amin, ca în această seară să avem acele lucruri în mintea noastră, în inima noastră, în Duhul nostru, când vom pune lista cu rugăciune, să vă lăsați conduși de imaginația Duhului Sfânt să vă arate deja că lucrurile se întâmplă. Pentru că credința îți arată poza cu lucrul care deja este gata în împărăția lui Dumnezeu, gata să vină ca să aibă loc sau să împlinească nevoia ta pe acest pământ. Mă rog ca Domnul să-ți dea această percepție spirituală și să te facă deschis și pasionat pentru tot ce are El să facă prin tine în viața ta și prin viața ta, în viața celor din jurul tău. Domnul să te ajute la aceasta. Fiți binecuvântați. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate păstor. Și iubiți frați și surori care sunteți în seara aceasta aici. Așa cum am scris, în timpul acesta de la final vom aduce cauzele dumneavoastră și ne vom ruga pentru cauzele dumneavoastră. Dar înainte de toate, așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă, aș vrea să citesc un psalm 84. Și apoi o să citim cauzele care sunt. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Și ploaia timpuie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeului Iacov. Bine. Tu care ești scutul meu, scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului tău. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în cortul răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de nici un bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne, oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Amin.
În seara aceasta, dragi frați și surori, vreau să continuăm să aducem cauzele și mai întâi de toate aș vrea să aduc o cauză. Am primit, frate păstor, astăzi un mesaj care m-a... Știu situația aceasta de mult timp, de mai mult timp. Am mai și discutat cu... chiar și cu un frate care, atunci când eram la evanghelizări, această femeie ne scria și vreau să citesc cauza aceasta. Această femeie, această doamnă, se numește Florentina Badoi. Și astăzi mi-a scris: am cancer la cap și vă rog din suflet să vă rugați pentru mine. Ieri am terminat radioterapia și am amețel dureri de cap. Are o fetiță de 13 ani și este singură. Are nevoie ca Dumnezeu să se atingă de ea. Ea a fost operată la cap și credem că... Și am văzut credința ei pentru că mi-a scris de Domnul Iisus și mi-a scris că se încrede în Domnul Iisus și singurul care poate să facă ceva pentru ea este El. I-am scris și eu câteva cuvinte ca să o încurajez și am spus că ne vom ruga pentru ea. Are 35 de ani, 34 de ani și credem că Dumnezeu se poate atinge de dumneai la 34 de ani pe care are, ca să poată să-și îngrijească fetița de 13 ani. Deci, așa cum am zis, se numește Florentina Badoi și Dumnezeu să lucreze în dreptul ei. M-am gândit atunci când îmi scria această femeie, această doamnă, m-am gândit la situația mea, la problemele mele cu coloana, la durerile mele, la nopți nedormite. Miercuri am dormit, am putut să dorm de la ora 5 dimineața, n-am putut să dorm toată noaptea. M-am gândit la multe lucruri și probleme ale mele, dar m-am gândit că problemele adevărate și serioase sunt și probleme mult mai mari. Și am spus atunci: Doamne, cât de bun ești Tu cu mine. Fiecare dintre noi credem întotdeauna că problema noastră este cea mai mare. De fapt, problema noastră poate este una de cea mai mică. Alții, vedeți, trec prin operații, sunt tineri, sunt copii care trebuie să rămân în urmă și pentru ea vom cere în seara aceasta ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Totodată vreau să citim și cauzele care sunt aici. Mulți din frații și surorii v-au mulțumit. Să știți, dumneavoastră nu vedeți comentariile. Mulți din frați, sunt 83 de suflete la ora asta cu noi, au fost și mai mulți. Și mulți dintre ei vă mulțumesc în seara aceasta pentru cuvântul pe care l-ați adus din partea lui Dumnezeu. Pentru că și eu vă mulțumesc, știți că trec prin ceea ce trec și m-am gândit mult în timpul acesta câtă răbdare trebuie să am. Uneori am zis că nu mai rezist, dar Dumnezeu știe El. Și credința aceasta... Nu v-am gândit să fii... Am primit un răspuns totuși, am primit un răspuns în care ați zis că răbdarea... că credința ne dă și răbdarea. Și aici am primit un răspuns: totuși credința ne dă și răbdarea. Amin. Și? Vreau să încep să citesc cauzele, ca să ne putem ruga. Ne scrie Mărioara Nasui: vă rog să vă rugați pentru fiica mea, Iulia, pentru un serviciu, un loc de muncă. Și acum vom merge să vedem... Maria Stoica spune: aduc înaintea Domnului familia mea și pe băiatul meu, Alex,
ca Dumnezeu să dea vindecare și eliberare. Rodi Florin Marincaș zice așa: vă rog să vă rugați pentru o mamă care trebuie să nască al șaselea copil, Dana Mălan, o cheamă, totodată și pentru familia dumneai. Deci Rodi Florin Marincaș. Ioana Iacob, Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Relu, vă scrie aici: Alina spune, vă rog să vă rugați și pentru mine, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Deci Alina, să ne rugăm și pentru dumneai, ca Domnul să-i dea putere. Știu că mi-a scris, sunt și în viața dumneai unele încercări, Dumnezeu să se îndure și să-i dea putere. Amin. Amin. Încă mă uit, frate păstor, după cauze. Uh-huh. Am tot căutat aici. Așa. Adam Lorena spune: pace, vă rog să vă rugați pentru Lorena. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Ancuța Sorina spune: Doamne, intră cu mântuire în cortul meu și te rog să-mi dai vindecare. Amin. Domnul să o binecuvinteze pe sora Ancuța. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, sora Ancuța, acolo unde sunteți în Germania. Cu dumneai am mai vorbit, ne-am mai rugat împreună. Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin. Amin. Totodată transmit salutări și fratelui păstor Tiberiu Pop din Anglia. L-am văzut aici, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Acolo unde este la Biserica Peniel din Londra, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin, amin, amin. Ne scrie Andreea Radu: pentru mine și cauza mea, Dumnezeu să lucreze. Pentru Andreea Radu. Gabriela Stan spune: pacea Domnului, să vă rugați pentru copiii mei. Deci pentru Gabriela Stan, pentru copiii dumneai. Lucreția Lumii Paneta spune: vă rog să rugați și pentru băieții mei Antonio și Eros. Să fie sănătoși, mai ales Antonio, să fie vindecat. Amin. Amin. Dumnezeu să lucreze în familia dumneavoastră, ca și copiii dumneavoastră să fie vindecați. Amin. Mihaela spune: aduc familia înaintea Domnului și vin și eu înaintea Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doinița Ciobanu spune: în viață am avut vindecare, acum sunt operată, urmează citostatice și are operație. Cred că Domnul Iisus se va atinge iar de mine. Doinița Ciobanu, Domnul să vă atingă. Amin. Sora Domnița, Dumnezeu să lucreze acolo unde sunteți. Mai stăm 2 minute, frate păstor, să mai citim dacă mai apar cauze și apoi intrăm în rugăciune. Este o noapte prelungită. Vinerea trecută am avut noapte prelungită până la 12:30 noaptea, sau 0:30 am avut fiecare, de la 7. În fiecare vineri aveți seară prelungită, știți că cu emisiunea cred că da, ori aici, ori acolo. Ori aici, ori acolo. Da.
A fost doar o perioadă așa de câteva săptămâni în care ne-am întâlnit, în rest de 2 ani, cred că în fiecare vineri ne-am întâlnit în seara. Ne zice Mărioara Năsui să ne rugăm, noi am citit cauza dumneavoastră, am citit cauza și este deja scrisă. Mariana Stoicov îi spune, rugați-vă și pentru mine, Mariana, ca Domnul să-mi vindece glanda tiroidă și inima și probleme cu tensiunea arterială. Totodată, dacă suntem atât de mulți, vreau să-l aducem și pe fratele Ioan Margi pentru vederea lui, ca Dumnezeu să se atingă de ochii lui și cred că Dumnezeu va face minuni și vine și vremea aceea în care Domnul îl va izbăvi din problema aceasta. Și acolo undeva la urma listei să fiu și eu trecut, frate păstor. Ce pentru tine, dacă coloana mea, pentru problema aceasta de hernie de disc, care mă chinuie de multe luni, cu dureri mari. Și în seara aceasta m-am tot împins în mâini din cauza durerii, dar Dumnezeu știu că vine și momentul în care voi fi vindecat. Am mai fost vindecat de atâtea ori, așa că tot cred că Dumnezeu mă va vindeca și de data aceasta. Amin. Ne mai scrie aici Botoș Vasile, pentru copiii mei Sara și Matei, Domnul să lase vindecare în dreptul lor, Botoș Vasile. Botoș Vasile este un frate cu care am vorbit acum probabil undeva la aproape de 2 ani. Țin numele minte și totdeauna ne cerea să ne rugăm pentru copii și Dumnezeu să-l binecuvinteze că și astăzi este împreună cu noi aici. Vă dați seama, amin, sunt 2 ani aici, frați și surori, de 2 ani și cunosc și tot așa aduceam cauza fetei dumnealui înaintea dumneavoastră să se vă rugați pentru ea. Îi țin minte pe toți. Am așa o dar să țin minte cu cine am vorbit. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Amin. Să trecem, mai am așa pe inimă, să mai trecem câteva cauze și după aceea să ne rugăm. Vreau să trecem și pe sora Marta Ten Hor. Este o soră din Olanda. Să o trecem și pe dumneai, chiar dacă nu ne-a scris, așa am pe inimă în seara aceasta, să o trecem și pe dumneai. Acolo, ca Dumnezeu să lucreze în dreptul lor, a familiei lor. Mai ne scrie aici Mare Mihai Pop, pentru mine și familia mea, ca Domnul Iisus Hristos să dea mântuire, iar mie vindecare, El știe totul. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem 83 de suflete la ora 12 și 19 minute. Mă uitam în seara aceasta și înainte să ne rugăm, vreau să mai zic două cuvinte. Mă rugam în seara aceasta, frate păstor, de unde ne urmăreau? Eu pot să văd toate lucrurile astea. Și am văzut așa, că ne urmăreau din Timiș, din Bihor, din Anglia, din Mureș, din Arad, din Cara Severin, din Cluj. Aici scrie undeva Nord, Rhein, Westfalen, București și Bayern. Bahrein, undeva Bahrein, în Asia. Bahrein, și de acolo ne urmăreau, aici e lista și foarte mulți ne urmăreau chiar din Timiș. Este un grafic, vă arăt și dumneavoastră. Deci este un grafic pe care mă uitam de unde sunt, cât sunt și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vedeți din câte părți ale lumii erau cu noi și probabil sunt și din alte părți, erau atunci undeva la jumătatea transmisiei. Așa că salutăm pe fiecare din orice loc și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Frate păstor, vreau să intrăm în rugăciune.
Da, Doamne, binecuvântăm pământul pe care Tu l-ai creat. Binecuvântăm, Doamne, cele cinci continente.